acum urmează un invitat despre care eu m-am documentat și am aflat că este un gentleman adevărat și că el într-adevăr a făcut primul pas și a ieșit învingător în lupta pentru iubire, dar la fel a ieșit învingător în toate luptele pe care le-a dus până acum. Este vorba despre următorul nostru invitat, Mihai Leu! Bine, v-am găsit! Cum trebuie să facem? Așa ca în timp de pandemie. Da, așa ca... așa. Eu zic, fetelor, să-i faceți loc între voi. Poftiți! Bine, bine ai venit, Mihai! Bine v-am găsit, bine mulțumesc! Bine v-am găsit! Ce ne bucurăm că ești astăzi! Bine! Măi, chiar ne simțim în siguranță, nu? Da, cu Mihai Leu. Mai serios! Să punem centurile, că plecăm într-o cursă periculoasă. Ne bucurăm că ai acceptat invitația și știm că ai o poveste absolut senzațională de viață. Abia aștept să ne o povestești. Mulțumesc mult! Ai rămas în istorie, deși ai renunțat la viața sportivă, ai rămas în istorie ca fiind primul român care a câștigat titlul mondial la box profesionist, da. Și printre puținii care și-a terminat cariera fără nicio înfrângere. Da, eu aș vrea să... Aplauze, vă rugăm. Aplauze! Cum a pornit pasiunea pentru box? Bine, am început boxul la 9 ani. Tatăl meu mergea la curse de mașini și de asta oarecum cei care mă cunosc de mic spun... că boxul a fost ceva întâmplător în viața mea, dar eu consider că boxul a fost pentru... Bine, probabil că foarte mult m-am ambiționat. Eu eram foarte mic, foarte slăbuț în momentul în care am început să merg la box și faptul că erau foarte mulți care nu credeau că pot să ajung boxer, asta cred că m-a și ambiționat. Și așa, încet, încet. Ce zodie ești? Cu așa vărsător. Ambiție. Ce drăguț! Noi nu ne-am mai văzut de foarte mulți ani. Da. Și acum, înainte de emisiune, am tot povestit despre faptul că eu am zis că deocamdată mie mi-e frică să mă întorc la pasiunea mea pentru curse, dar revenind la box, pentru că este un sport dur care necesită o bună pregătire atât fizică cât și psihică, vreau să știu care a fost strategia pe care ai mizat tu de-a lungul anilor. Bine, în primul rând pot să spun, am avut un antrenor care m-a format ca boxer, Eustațiu Mărgărit. Am avut un antrenor, Eustațiu Mărgărit era practic antrenor la al Federației Române de Box și căuta, să zic, talente prin țară. Am avut un antrenor la Hunedoara, Alexandru Pescar, care a crezut așa că am destul talent ca să ajung un boxer bun și cred că cel mai important a fost faptul că Eustațiu Mărgărit, fiind un psiholog foarte bun, de mic, practic de la 12 ani am început să lucrez cu el și a început să mă învețe lucruri, zic eu așa, foarte importante, care mi-au folosit în viață, fără să-mi dau seama la momentul respectiv de importanța lor. Adică, spre exemplu, făceam dimineața antrenament înainte să merg la școală doar eu cu fratele meu. Îmi explica atât de bine și atât a reușit să-mi arate cât de important este ca eu singur să mă controlez pe mine. Nu era nimeni cu noi la antrenament și practic dacă aveam în program, spre exemplu, să alergăm 10 km, trebuiau să fie 10 km, nu 9,8 km. De ce cred că a fost foarte important? Fiindcă întotdeauna, probabil, dacă alergi, nu știu, 9,8 km în loc de 10, nu este așa o pierdere mare. Dar faptul că te oprești cu acei 200 de metri înainte de final, te formează, cum să zic eu, să renunți mai repede cât trebuie. Și întotdeauna cred că asta a fost ideea importantă, să nu renunți niciodată înainte de final. Da, practic te-a învățat ce înseamnă un mindset corect de la o vârstă foarte fragedă. Altă lecție, spre exemplu, nu existau scuze, nu știu, că n-am putut să fac antrenament din anumite motive. Spre exemplu, mergeam cu el cu mașina, mergeam de multe ori prin țară și dacă se făcea ora de antrenament, spre exemplu, ora 17 după amiaza, chiar dacă eram în câmp, opream mașina, mă echipam și făceam antrenament pe marginea drumului. Bineînțeles că poate arată puțin exagerat, dar
cred că prin astea a reușit să îmi arate că nu există scuze, că, nu știu, n-ai avut condiții sau n-ai avut posibilități. Nu există, tu trebuie doar să faci ceea ce ți-ai propus. Asta înseamnă disciplină. În ring ai fost doar tu cu adversarul, dar în drum spre victorie, cine a mai fost alături de tine pe tot parcursul ăsta? Au fost mai multe persoane, bănuiesc, nu? Da, categoric, într-adevăr, în ring boxerul este singur, dar să știi că fără o echipă foarte bună, nu ai cum să reușești chiar dacă ești singur în ring. Practic, tu ajungi în ring după o pregătire tactică, o pregătire psihică, o pregătire tehnică și practic ești singur acolo, dar să știi, foarte mult contează suportul celor de lângă ring sau a celor care te-au ajutat să ajungi până acolo. În Liga Profesionistă, m-am documentat, să știi, da, ai avut 28 de partide și nicio înfrângere, ceea ce este o mare performanță. Și știu că te bazai foarte tare pe directa de stânga, nu? Așa. Mai exersezi și acum? Foarte puțin, normal. Și cu că... ce ocazie. Dar și mai impresionant mi s-a părut faptul că în meciul care ți-a adus titlul de campion mondial în 97, ai jucat 9 partide cu tendonul rupt. Reprize. Da, 9 reprize. Și asta vreau să te întreb. Ai avut atâtea lupte și în ring, dar și în viață. Te-ai gândit vreodată să abandonezi lupta? Asta cred că, nu știu, asta cred că a fost așa puțin realizarea din copilărie sau de când eram mic. Faptul că am fost învățat să nu renunț și asta întotdeauna, nu știu, m-a ținut așa pe... Când știi că nu ai voie să renunți și ai, să zic, destule motive să nu renunți, mai ales, spre exemplu, eu... Bine, voi erați foarte mici de când am boxat eu pentru titlul mondial. Nu chiar foarte, dar îți mulțumim din suflet. Și țin minte, spre exemplu, bine, normal că am avut o tactică. Să știți că boxul, până la ajunge să-ți lovește adversarul, sunt foarte multe lucruri mai importante. Adică este important psihicul, este importantă toată pregătirea care se face. Tu, practic, adversarul, nu știu, degeaba dai tu tare cu stânga dacă tu nu reușești să-ți aduci adversarul acolo să-l poți lovi cu stânga. Și țin minte bine, repriza întâi și a doua au mers foarte bine, adică le-am câștigat la puncte, totul mergea normal. Dar repriza a treia mi s-a rupt tendonul, nu mi-am dat seama, tendonul la brațul stâng, nu mi-am dat seama de lucrul ăsta, dar cred că atât de mult mi-am dorit că nu... N-am mai contat. N-am mai contat. Dar în repriza a treia și a patra am primit foarte mulți pumni. Eu eram de obicei un boxer mai tehnic. Practic, eu așa am crescut, adică antrenorul meu totdeauna mi-a zis, în loc să dai 100 de pumni și să primești 90, mai bine dai 2 și nu primești niciunul. Și cam în... Bună! Mai bine să-i dai 3 în viață, nu doar în ring. Da, numai că în seara aceea, în repriza 3-a și a 4-a, am primit, cred că, nu știu, 10 sute de lovituri și chiar soția mea, spre exemplu, s-a dus la antrenor și l-a rugat să-mi arunce prosop, adică să mă abandoneze, că normal, e greu să stai lângă ring, să vezi cum... Doamne, și să privești, da. 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 Și am continuat și... Aceea a fost accidentarea, acela a fost meciul în urma căruia ai renunțat la box? Despre nu, am mai... Bine, am fost operat după meci, am fost operat, mi s-a prins, practic, tendonul la loc, dar cred că... Din cauza faptului că eu a trebuit să-mi apăr titlul într-un anumit, într-o perioadă de timp și faptul că am făcut, am acceptat acest meci înainte să fiu refăcut complet,
După următorul meci am câștigat din nou, dar din nou a trebuit să fiu operat după meci. Practic am început pregătirea pentru următorul meci, dar nu am mai putut continua. Bine, dar noi știm că ai renunțat la box, dar n-ai renunțat cumva la viața sportivă, pentru că te-ai apucat de raliu. Ne-am făcut temele, chiar dacă sunt fete, nu? Și voiam să te întrebăm cum a fost trecerea de la box profesionist la raliu. Bine, asta m-a ajutat foarte mult, fiindcă făcând sport toată viața, pot să spun că dintr-o dată m-am trezit așa cumva într-o lume nouă. Nu știu, eram așa, nu pot să zic chiar pierdut în spațiu, dar nu știam ce să fac. Și apropo de această pasiune pe care o ai pentru curse, pentru că domeniul acesta este unul care pe mine mă pasionează și m-a pasionat din totdeauna. Chiar dacă nu am mers până la capăt exact așa cum mi-aș fi dorit, pentru că după ce am născut și băiatul, am fost un pic de frână și am zis ok, gata, trebuie să fiu cu minte. Ai învins în carieră de cele mai multe ori, te declari un învingător, să zicem, și în plan familial, adică ai fost cel care a stat așa și a așteptat o cerere în căsătorie sau ai cerut la rândul tău? Cum ai cerut-o de nevastă pe soția ta? Cred că, sincer, cred că familia pe care o am este chiar cea mai mare realizare din viață și, sincer spun, tot ce am realizat, am realizat împreună cu soția și cu băiatul meu. Cum ai cerut-o de soție? Sau te-a cerut ea? Că noi discutam mai devreme la începutul emisiunii. Cine pe cine? Cine pe cine? Bine, oricum, prima dată trebuie să vă spun că, așa, nu știu, ca fiecare victorie pe care am avut-o în viața mea, a trebuit să muncesc foarte mult. Se pare corect, mai ales că durează. Da. Și e o... La fel și cu soția mea. Foarte, foarte greu am reușit să o conving. Deci tu ai făcut primul pas și tu ai dus toată lupta. Și al doilea și al treilea. Ești un exemplu bun, pozitiv, băieți. Așa se face.